Ferma animalelor, George Orwell. Capitolul 10. Trecură anii. Anotimpurile soseau și se duceau, iar viețile scurte ale animalelor se stingeau. Veni o vreme când nu mai exista nimeni care să-și amintească de zilele vechi dinaintea Revoluției, în afară de Clover, corbul Moise și unii dintre porci. Muriel murise. Bluebell, Jesse și Pincher muriseră. Și Jones murise. Murise într-un azil de alcoolici din altă parte a țării. Snowball fusese dat uitării. Nu mai țineau minte decât cei câțiva care îl cunoscuseră. Clover era acum o iapă bătrână și greoaie, cu încheieturile țepene și cu o tendință de a face urdor la ochi. Avea 2 ani peste vârsta de pensionare. Dar, în realitate, niciun animal nu se pensionase vreodată cu adevărat. Discuțiile de a rezerva un colț din pășune pentru animalele prea bătrâne fuseseră lăsate baltă de mult timp. Napoleon era acum un mascul matur de 150 de kilograme. Zguiler era atât de gras încât abia dacă mai putea vedea. Numai bătrânul Benjamin arăta aproape la fel ca întotdeauna, cu excepția faptului că era mai cărunt în jurul botului și, de la moartea lui Boxer, mai morocănos și mai taciturn ca niciodată. Existau acum mai multe ființe la fermă, deși creșterea nu fusese atât de mare cum se prevăzuse în anii anteriori. Multe animale se născuseră, pentru care Revoluția era doar o tradiție confuză, transmisă pe cale orală, iar altele fusese răcumpărate, care nu auziseră niciodată despre așa ceva înainte de a sosi acolo. Ferma avea acum 3 cai, pe lângă Clover. Erau niște animale frumoase pe picioarele lor, lucrători harnici și buni tovarăși, dar foarte proști. Niciunul dintre ei nu se dovedi capabil să învețe alfabetul dincolo de litera B. Acceptau orice li se spunea despre Revoluție și despre principiile animalismului, în special de la Clover, pentru care aveau aproape un respect filial, dar era îndoielnic dacă înțelegeau ceva. Ferma era mai prosperă și mai bine organizată. Fusese chiar mărită cu 2 terenuri cumpărate de la domnul Pilkington. Moara de vânt fusese în sfârșit terminată cu succes, iar ferma poseda acum o mașină de treierat și o macara pentru fân numai ale ei și se construiseră diferite alte clădiri. Wimper își cumpărase un docar. Moara de vânt însă nu fusese folosită până la urmă la generarea curentului electric, ci la măcinarea porumbului, aducând un frumos profit bănesc. Animalele munceau acum din greu pentru a construi încă o moară de vânt. Când aceasta avea să fie terminată, se spunea, urma să fie instalate dinamurile. Dar despre luxul la care Snowball le învățase odată pe animale să gândească, staulele electrificate și apa caldă și rece, săptămâna de lucru de 3 zile, despre acestea nu se mai vorbea. Napoleon denunțase asemenea idei ca fiind contrare spiritului animalismului. Cea mai reală fericire, zicea el, consta în a munci din greu și a trăi din puțin. Nu era limpede cum anume, dar parcă ferma se îmbogățise, fără ca animalele însele să devină mai bogate.
evident, exceptați fiind porcii și câinii. Probabil că asta se întâmpla pentru că existau atât de mulți porci și atât de mulți câini. Important nu era faptul că aceștia nu munceau, după felul de a fi pe care l-aveau, fiindcă, așa cum explica Zguiler neobosit, ei desfășurau o muncă nesfârșită de supraveghere și organizarea fermei. O mare parte a acestei munci era de un soi pe care celelalte animale erau prea ignorante pentru a-l înțelege. De exemplu, Zguiler le spunea că porcii trebuiau să depună eforturi uriașe, zilnic, la lucruri misterioase numite dosare, rapoarte, note, memorandumuri. Acestea erau foi de hârtie care trebuiau acoperite cu un scris mărunt și îndată ce erau umplute în acest fel, se ardeau în sobă. Aceste lucruri erau de cea mai mare importanță pentru prosperitatea fermei, zicea Zguiler. Totuși, nici porcii, nici câinii nu produceau deloc hrană prin propria lor muncă și erau foarte mulți, iar pofta de mâncare le era mereu foarte bună. În ceea ce le privea pe celelalte animale, viața lor, atât cât știau ele, erau așa cum fusese întotdeauna. În general, le era foame, dormeau pe paie, se adăpau în iaz, munceau pe câmpuri, iarna le chinuia frigul, iar vara muștele. Uneori, acelea mai bătrâne dintre ele își scormoneau memoria confuză pentru a descoperi dacă în primele zile ale Revoluției, pe vremea când alungarea lui Jones mai era încă un fapt recent, lucrurile fuseseră mai rele sau mai bune decât acum. Nu-și puteau reaminti. Nu aveau niciun termen de referință prin care să-și compare viețile actuale și nici nu se puteau informa de nicăieri, în afară de listele de cifre ale lui Zguiler, care demonstrau invariabil că totul mergea din bine în mai bine. Animalele ajunseseră la concluzia că problema era fără soluție. În orice caz, aveau prea puțin timp pentru speculații asupra unor asemenea lucruri. Numai bătrânul Benjamin afirma că și-amintea fiecare amănunt al lungii lui vieți și că știa că lucrurile nu fuseseră niciodată și nici nu aveau să fie vreodată cu mult mai bune ori cu mult mai rele, foamea, greutățile și dezamăgirea fiind, zicea el, legile de neclintit ale vieții. Și totuși, animalele nu renunțau la speranță. Mai mult decât atât, nu-și pierduseră nicio clipă simțul onoarei și al privilegiului de a fi membre ale fermei animalelor. Încă mai era singura fermă din toată țara, din toată Anglia, în care animalele erau și proprietare și producătoare. Niciunul dintre ele, nici cele mai tinere, nici nou veniți aduși din ferme de la 10 sau 20 de mile depărtare, nu încetau să se minuneze de acest lucru. Și când auzeau pușca detunând și vedeau steagul verde fluturând la catarg, inimile lor băteau cu o mândrie de neclintit și discuția se îndrepta întotdeauna către zilele eroice, alungarea lui Jones, scrierea celor 7 precepte, marile bătălii în care îi învinseseră pe invadatorii oameni. Nici unul dintre vechile visuri nu fusese părăsit. Republica animalelor, despre care prezisese seniorul, când câmpiile verzi ale Angliei nu aveau să mai fie călcate de picior de om, mai era încă, pentru ele, o profesiune de credință. Într-o zi avea să vină, poate nu prea curând, poate nu chiar în cursul vieții animalelor care trăiau acum, dar totuși avea să vină. Poate chiar și melodia animalelor din Anglia mai era murmurată, în secret, pe aici, pe acolo. În orice caz, era un fapt cert că fiecare animal de la fermă o cunoștea, deși nimeni nu ar fi îndrăznit să o cânte cu voce tare. Poate că era adevărat că ducea o viață grea și că nu toate speranțele lor se împliniseră, dar erau conștiente că nu erau ca alte animale. Dacă stăteau flămânde, cel puțin nu-i mai hrăneau pe oamenii tiranici. Dacă munceau din greu, cel puțin munceau pentru ele însele. Nimeni dintre ele nu mergea pe două picioare. Nici o ființă nu spunea vreunei alte ființe stăpân.
toate animalele erau egale. Într-o zi, la începutul verii, Zguiler ordonă oilor să-l urmeze și le duse pe o parcelă de pământ viran, la celălalt capăt al fermei, care se lățise din cauza puietului de mesteacăn. Oile își petrecură acolo toată ziua, păscând frunze sub supravegherea lui Zguiler. Seara, el se întoarse în casă, dar, cum vremea era caldă, le spuse oilor să rămână unde se găseau. Până la urmă, rămaseră acolo o săptămână întreagă, timp în care celelalte animale nu le mai văzură. Zguiler stătea cu ele cea mai mare parte a zilei. Spunea că le învăța să cânte un nou cântec pentru care era nevoie să nu fie deranjați. Imediat după ce se întoarseră oile, într-o seară plăcută, după ce animalele își terminaseră lucrul și se îndreptau înapoi spre clădiri, se auzi un nechezat îngrozit de cal din direcția curții. Speriate, animalele se repeziră la galop și dădură năvală în curte. Acolo văzură ceea ce văzuse Clovă. Un porc mergea pe picioarele din spate. Da, era Zguiler, puțin stângaci, ca și cum nu ar fi fost foarte obișnuit să susțină greutatea lui considerabilă în poziția aceea, dar cu un echilibru perfect, el se plimba de-a latul curții. O clipă mai târziu, pe ușa casei ieși un lung șir de porci, toți mergând pe picioarele dinapoi. Unii o făceau mai bine decât alții, unul sau doi erau chiar cam instabili și arătau ca și cum ar fi dorit să se sprijine într-un baston, dar fiecare din ei își făcea cu succes turul prin curte. Iar la urmă se auzi un lătrat îngrozitor de câini și un cântat ascuțit al cocoșului negru și din casă ieși însuși Napoleon, drept cu măreție, aruncând priviri semețe dintr-o parte în alta, urmat de câinii care fremătau în jurul lui. În copită ducea un bici. Fu o tăcere de mormânt. Uimite, îngrozite, înghesuindu-se unele în altele, animalele priviră șirul lung de porci care mărșăluiau încet în lungul curții. Parcă se întorsese lumea cu fundul în sus. Apoi urmă un moment când primul șoc trecuse și când în ciuda oricărui fapt ar fi putut scoate o vorbă de protest, cu toată groaza lor de câini și cu tot obiceiul dezvoltat în anii lungi de a nu se plânge niciodată, de a nu critica orice s-ar fi întâmplat. Dar exact în momentul acela, ca la un semnal, toate oile izbucniră într-o behăială surzitoare. Patru picioare bine, două picioare mai bine! Patru picioare bine, două picioare mai bine! Continuară timp de 5 minute, fără oprire. Până să se calmeze oile, orice șansă de protest trecuse, pentru că porcii intraseră înapoi în casă. Benjamin simți un nas atingându-i umărul și se uită în jur. Era Clovă. Ochii ei bătrâni arătau mai tulburi ca niciodată. Fără să spună o vorbă, ea îl trase ușor de coamă și îl duse la capătul hambarului cel mare, acolo unde erau scrise cele 7 precepte. Timp de un minut sau două, stătură amândoi privind fix la peretele dat cu cadran și la literele lui albe. Văzul mă înșală, zise ea în cele din urmă. Chiar când eram tânără nu puteam citi ce scrie aici, dar mi se pare că peretele ăsta arăta altfel. Mai sunt cele 7 precepte, așa cum erau, Benjamin. De data aceasta, Benjamin consimți să-și încalce regula și citi cu voce tare ce scria pe perete. Toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele. În afară de acest unic precept, nu mai scria nimic altceva. După asta,
Nu li se mai păru ciudat când, a doua zi, porcii care supravegheau munca la fermă purtau cu toții bice încopite. Nu li se păru ciudat nici când se află că porcii își cumpăraseră un aparat de radio, că discutau pentru instalarea unui telefon și că scoseseră abonamente la John Bull, Tit Bits și Daily Mirror. Nu li se păru ciudat când îl văzură pe Napoleon plimbându-se prin grădina casei cu o pipă în gură. Nu, nici chiar când porcii luară hainele domnului Jones din dulap și se îmbrăcară cu ele. Napoleon însuși a apărut cu o haină neagră, cu pantalon de prin șobolan și jambiere din piele, în timp ce scroafa lui preferată a apărut în rochia de mătase lucioasă pe care doamna Jones o purta de obicei duminica. O săptămână mai târziu, după amiaza, un număr de docare sosiră la fermă. O delegație de fermieri învecinați fusese invitată să facă o vizită. Fură conduși prin toată ferma și își exprimară mare admirație pentru tot ceea ce vedeau, în special pentru moara de vânt. Animalele munceau la plivitul câmpului cu napi. Munceau cu hărnicie, abia dacă își ridicau fețele din pământ, fără a ști de cine să se teamă mai mult, de porci sau de vizitatorii oameni. În seara aceea se auziră din casă râsete zgomotoase și cântece. Și deodată, la auzul vocilor întretăiate, animalele deveniră curioase. Ce se putea petrece acolo, acum că, pentru prima oară, animalele și oamenii se întâlneau pe picior de egalitate? Toate fiind de acord, începură să se strecoare cât puteau de încet prin grădină. La poartă se opriră, pe jumătate speriate să meargă mai departe, dar Clovă intră prima. Urcară pe vârfurile picioarelor spre casă și acelea dintre ele, destul de înalte, priviră înăuntru pe fereastra sufrageriei. Acolo, în jurul mesei celei lungi, stăteau 6 oameni și 6 dintre porcii cei mai importanți, Napoleon însuși ocupând locul de onoare în capul mesei. Porcii păreau să stea foarte firesc pe scaune. Grupul se delectase cu un joc de cărți, dar se întrerupsese pentru o clipă, evident, ca să bea un pahar. Un ulcior mare circula și cănile erau umplute din nou cu bere. Nimeni nu observă fețele uimite ale animalelor care se holbau înăuntru pe fereastră. Domnul Pilkington de la Foxwood se ridicase cu cana în mână. Într-o clipă, zise el, avea să roage pe cei de față să bea. Dar înainte de asta, avea câteva cuvinte pe care trebuia neapărat să le spună. Era o mare sursă de satisfacție pentru el, zise domnul Pilkington, ca și era convins pentru toți cei prezenți să știe că o lungă perioadă de neîncredere și neînțelegeri ajunsese acum la sfârșit. Fusese o vreme și nici el, nici nimeni altcineva de față nu împărtășise astfel de sentimente, dar fusese o vreme când respectabilii proprietari ai fermei animalelor fuseseră priviți, n-ar fi putut spune cu ostilitate, dar poate cu o anumită reținere de către vecinilor oameni. Avuseseră loc incidente nefericite, ideile greșite fuseseră monedă curentă. Existase sentimentul că o fermă în care porcii erau proprietari și producători era un lucru anormal, de natură să aibă un efect nefast asupra împrejurimilor. Prea mulți fermieri afirmaseră, fără o cunoștință suficientă, că într-adevăr, într-o asemenea fermă trebuia să domnească un spirit de desfrâu și de lipsă de disciplină. Aceștia fuseseră iritați de efectele asupra propriilor lor animale sau chiar asupra angajaților lor oameni. Dar acum toate acestea se ștergeau. Astăzi el și prietenii lui vizitaseră ferma animalelor și cercetaseră fiecare palma ei cu ochii lor. Și ce descoperiseră? Nu numai cele mai moderne metode, dar și o disciplină și un spirit de ordine care ar fi trebuit să constituie un exemplu pentru fermierii de pretutindeni. El socotea că avea dreptate spunând că animalele de categorie joasă de la ferma animalelor
munceau mai mult și primeau mai puțină hrană decât toate animalele din provincia respectivă. Într-adevăr, el și prietenii lui, vizitatorii, văzuseră în ziua aceea multe lucruri pe care intenționau să le introducă imediat și la fermele lor. Urma să sfârșească observațiile, zise el, sublinind încă o dată sentimentele de prietenie care existau și trebuiau să existe între ferma animalelor și vecinii acesteia. Între porci și oameni nu erau și nici nu trebuiau să fie vreodată niciun fel de confruntări de interese. Luptele lor și greutățile lor erau aceleași. Oare problema muncii nu era aceeași peste tot? Aici se vădi că domnul Pilkington era pe punctul de a face o remarcă spirituală pregătită cu grijă, dar timp de câteva clipe el fu mult prea amuzat pentru a o mai putea spune. După multe ezitări, în timpul cărora nenumăratele lui bărbii se înroșiseră, el reuși să încheie. Dacă voi aveți de luptat cu animalele voastre de jos, noi avem de luptat cu clasele noastre de sus. Aceasta stârni gălăgie la masă, iar domnul Pilkington felicită odată în plus porcii pentru rațiile mici, zilele de muncă lungi și pentru lipsa generală de îmbuibare pe care observase la ferma animalelor. În încheiere, zise el, voia să-i roage pe cei de față să se ridice în picioare și să se asigure că aveau paharele pline. Domnilor, încheie domnul Pilkington, domnilor, vă fac un toast. Pentru prosperitatea fermei animalelor. Urmară felicitări entuziaste și bătăi din picioare. Napoleon era atât de satisfăcut încât își părăsi locul și înconjură masa pentru a ciocni cu domnul Pilkington înainte de a-și goli cana. După ce urările se potoliră, Napoleon, care rămase în picioare, mărturisi că și el avea câteva cuvinte de spus. Ca toate discursurile lui Napoleon, și acesta a fost scurt și la obiect. Și el, zise Napoleon, era fericit că perioada de neînțelegeri se sfârșea. Multă vreme circulaseră zvonuri răspândite de vreun dușman răuvăitor, așa avea el motive să creadă, că exista ceva subversiv și chiar revoluționar în concepția lui și a colegilor lui. Lor li se atribuise încercarea de a țâța la revolt animalele de la fermele învecinate. Nimic nu putea fi mai departe de adevăr. Unica lor dorință, acum și în trecut, era aceea de a trăi în pace și în relații normale de afaceri cu vecinii lor. El adăugă și că ferma pe care avea cinstea să o conducă era o întreprindere cooperativă, titlurile de proprietate care se aflau în posesia lui aparținând tuturor porcilor. Napoleon mai zise și că nu credea să mai subziste vreuna dintre vechile suspiciuni, dar anumite schimbări fuseseră făcute recent în organizarea fermei, care trebuiau să aibă efect în promovarea încrederii pe mai departe. Până atunci, animalele de la fermă avuseseră un obicei destul de prostesc de a se adresa unele altora cu tovarășe. Acest lucru trebuia suprimat. Mai existase un obicei ciudat, de origine necunoscută, de a trece în fiecare duminică dimineața prin fața craniului unui porc care era fixat de un stâlp în grădină. Și acest lucru urma să fie suprimat și craniul fusese deja îngropat. Vizitatorii poate observaseră steagul verde care flutura la catarg. Dacă da, poate văzuseră și că fuseseră îndepărtate copita și cornul vopsite în alb, însemnate pe acestea înainte. De atunci încolo urma să fie un steag verde curat. Avea doar o singură obiecție de adus, zise el, discursului excelent și prietenos al domnului Pilkington. Domnul Pilkington se referise mereu la ferma animalelor. Desigur, el nu putea ști, pentru că el, Napoleon, anunța acum pentru întâia oară acest lucru, că numele ferma animalelor fusese desființat. De atunci, ferma avea să fie cunoscută sub numele de Ferma Conacul, care, credea el, era numele ei corect și originar. Domnilor, încheie Napoleon, eu vă voi face același toast ca și domnul Pilkington, dar sub altă formă. Umpleți-vă paharele până la buză. Domnilor, iată toastul meu. Pentru prosperitatea fermei Conacul.
urmară aceleași urări inimoase ca și mai devreme și cămile fură golite până la drojdi. Dar în timp ce se holbau la scena aceasta, animalelor de afară li se păru că se petrecea un lucru straniu. Ce se modificase oare pe chipurile porcilor? Ochii tulbure lui Clovă se mutau de la o față la alta. Unii dintre ei aveau 5 bărbii, unii aveau 4, unii aveau 3. Dar ce era acel lucru care părea să se topească și să se schimbe? Apoi, când se sfârșiră aplauzele, grupul luă cărțile și continuă jocul întrerupt, iar animalele se strecurară tăcute de acolo. Dar nu se îndepărtaseră nici 20 de metri când se opriră brusc. O izbucnire de voci venea dinspre casă. Toate se repeziră înapoi și se uitară pe fereastră. Da, avea loc o ceartă violentă. Se auzeau strigăte, lovituri în masă, priviri ascuțite și bănuitoare, dezmințiri furioase. Sursa tulburărilor părea să fie faptul că Napoleon și domnul Pilkington jucaseră fiecare câte un as de pică în același timp. 12 voci urlau furioase și toate erau la fel. Ce se petrecuse cu fețele porcilor nu mai era de acum o dilemă. Ființele de afară priviră de la porc la om și de la om la porc și din nou de la porc la om. Deja era imposibil să mai spui care era om și care era porc.